la țară și făcând mai înainte de a mă duce la țară, m-a impus bărbatului fiica mie să fac un contract, cred că eu mai scădit, nu m-am gândit, ei au făcut la mine de asta, caldostvo. Și când am venit acasă, băiatul era a meu dat din casă. Cum a fost asta? A venit la ora 4 dimineața și a sunat la ușă și băiatul iese. Și zice așa, cine e acolo băiatul? Spune, dar îi spune, eu sunt Jana. Dă-i drumul că am prevăzut cheile. Când băiatul a deschis, a intrat fica, a intrat jinurile pușcăriaș și a intrat încă patru bandiți. Și le-a pus câte două dejde și a început să strige, să le pui câte două dejde în ochi, să saie la bătaie și îi spune așa, dacă tu de aici n-ai să te duci, a să vii o mașină și am să spun pe tine, pe femeie și pe copil și am să vă ducem într-o pădure și am să vă tăiem bucăți. Eu, când am venit la țară, băiatul meu de-am nu mai era, a dus din casă, am aflat pe urmă, pentru că, nu știu, sunt, dar ne-au spus vecinii care sunt de-am plecat din casa noastră. Și m-am întâlnit cu dânsii și așa, știți, s-a întâmplat. Că m-am întâlnit cu dânsii și ei spun, știi, că băiatul singur e dus din casă. Zic, știu, dar nu știu, s-a dus, dar nu știu pricina. Și știi și gălăgie, au fost la ora 4 dimineața, ei strigau și spuneau să pleci din casă, să te scoți la propiscă. Și mi-au spus toată situația, cum am mai spus mai sus. Acum când eu am aflat că pe băiat l-a scos în casă bandiții, care sta aici, pui Valeriu și sta în pușcărie, pentru un omor. A ucis o fată la Cecani, la 8-a etaj, dar ei au fost 4 și a ucis-o, bineînțeles, așa a aruncat-o, că am fost acolo și m-am interesat de ce ieșea în pușcărie, că fiica a ascuns toată vremea de mine. Și se duce acolo și am urmărit și eu pe urmă unde se găsească, am găsit-o eu. Și mi-a spus așa, m-au măzit pe mine, deși ei au fost bată și au sărit de la a doilea etaj. Dar când am fost și m-am interesat acolo de la 8-a etaj, oamenii, 15 oameni mi-au spus că eu au fost ucisă și apă aruncată. Că eu am dat pșoar din trânsa și s-au înșărat creierii pe ciment. După asta am început de a mă să acționeze la mine. Dar cum asta a fost? Când ei m-au pus cu deasupra să fac un act să mă escălesc, договор по жизни содержания, адика певиация, он контракт певиация. Ши, когда факутался, я еще под пемини дям самотащ, дебая дям соди бара дям матак пемини. Шкум со факут аиста договор, и я спу саша, се купери сари, се купери лойш, тети лукру селяли атери. Și nu-mi dau voie să-mi folosesc cu una, cu alta. Mi-a format mie și holodilnicul, și mașinca de spălat, și toate lucrurile, nici scaun n-am avut. Eu îmi rupe oameni, 35 de este musuri ce am luat, că nu am putut să dirigez pe oameni. Că am avut unul să mă duc, dar nu am vrut să dirigez, că fiecare are avut probleme. Și am strâns șipuri, și am strâns muculatură, și am strâns bani ca să mă întrețin, că putem, prinem foarte puțin pensii. Și încă, el încă aici, pșcăreașul ăsta, au luat și i-au pus pe doi bandiți, dar ei nu au vrut să-i spui nică. Tămană și ei care au fost și i-au pus două deșel pe șorul meu, pe urmă am aflat și apoi i-am dat afară. Iisus de aici că voi nu sunteți niște ușicași împreună cu pșcăreașul. Și după asta
s-a început asupra mie, mă băteau, mă alungau, apa închide, eu nu pot să mă spăl, la mine în casă antisanitarerii, eu am dus-o bine în lume, așa și mai departe. Și am construit podvalul, care 12 ani nu de voie și în comnata mea nu. Tot 12 ani n-am lunină de fel. Și nu a avut grijă niciodată. Fie că eu când îmblând prin instanții, m-am dus la procuratură și am spus, domnul procuror, vă rog, deschideți site-ul să văd eu, sunt acolo ori nu. Și un om foarte bun m-a ajutat, el pe mine a deschis site-ul și a zis că, zice, pui Jana Șini, zic, e fica mea. Da, doilea Șini, da, zic, a doilea, nici nu poate ști pe acolo, dar cine este? Și pui Valerii. Zic, da, cum asta? Eu m-am dus la țară și el a făcut mie așa mare scârbă, și au dat bani și au intrat acolo la cadastru, l-au pus pe dânsul, dar pe mine m-au scos cu totul. Au început iară să mă bată, să mă alunge, spune că asta nu e casa ta și cât se îmble mama ta prin casă. Și au început să cheme salvarea, să mă duc la Costiujeni. Eu nu-s din Costiujeni. Când a venit salvarea, eu văd că s-aude ceva la ora 6 dimineața, s-aude ceva în coridor. Și când ziceam să ies să văd, poate e pisizată cu o pricină oarecare. Când ies, și-a trei doctori, și doctorii s-au uitat la mine, dar ei spune, zăbriți, zelăți ucolci, zăbriți, zelăți ucolci. Când am văzut așa, am luat și am intrat în casă, în comnată, și zic că, ia să văd ce să zic că e. Când eu ascult, dar el zice, zăbriți, zelăți ucolci. Și când mai știu ce mai aștept, dar doctorii de întrebare, zice, ai document pe dumneavoastră, pe mama ta, dar ei zice, n-are. Dar ce a chemat aici salvarea? Apoi am chemat-o că să iei să-i faci un col, că ne-i întrebă doilea comnată. Dar doctorii tare deștepți o luat și-o spus cu asta întrebare, du-te la judecată. Și eu iar m-am dus prin instanțe și am îmblat pe multe locuri și îmblă și până în ziua de azi să nu mă ajute nimeni. Și am dat la procuratură de amul multe probleme am avut, că nu vrea să le reșească, dar eu l-am dat în judecată, dar prin procuratură am dat și s-a reușit, Timofei i-a dus de la mie un an și două luni, dacă nu trei. Și tot nu-mi dă voie să vorbesc, eu vreau să ridic mâna să spun că ia că așa face, dar nici nu-mi dă voie. Și bătea cu șocanul și spuneam că să mă ștrăfuiască. Dar pe pușcăreașii zice, Valera, și mai ai dispus? Dar el zice, abia că eu îi dau câte 100 de lei în toată luna. Și eu când în vremea asta mă gândim, când i-a dat el bani, dacă el așa e dezgârșit și s-a ascund din toată vremea. Când nu-i fi ca acasă, el se bagă la mine. Vă zic, eu mă cu tine la gunoi, dar și să casă la mine, cu mine la gunoi, du-te la femeie ta. Și e că după asta... După asta, eu când s-a reușit un an și două luni judecata, eu mă duc să-i dai reșenii la mână, dar nici nu unde. Timofiu l-a luat-o din nou la 12 cabinetul acolo la Rășcanovca, eu zic, dați-ne, că văd că la polițist, la Uceascovui, Panainte Constantin, se găsește reșenia și zice, scrie așa cum spun eu. Și mă înjură, zice, ești nenormal și nu scrie. Zic, dar cum scrie dacă nu știu, nu, rezultatul nu știu. Și am scris acolo că contractul s-a desfăcut, dar mai departe am scris că n-am știut ce-i de la. Și am luat și am ridicat mai sus la apel și la apel au reușit să desfac contractul, dar evocarea nu a făcut-o pentru că el a dat bani. Și iar ei m-au atacat pe Curtea Supremă. La Curtea Supremă, Nina Cernat, când am aflat că ei tot corupt și are legătură cu Timofei, ei ne-au spus așa, noi să reușim, că ei au dat casațională în jalăba, dar eu pe măta pot să nici nu te chem la judecată. Dar eu zic, cum așa? Doamnă, eu am să mă duc mai departe, am să mă duc și în Europa să iub, numai și așa după lege. Și pe dânsul un leutorator și au fost 5 judecători care au reușit să desfac contractul, că ei se țineau că să nu se desfac contractul, că să casă mie cooperativ.
că eu am muncit și, și ăștia martorii sunt și eu și spuneau că se ducă și la apel și, și la curte supremă pe ascuns. Spuneau că nu-i casa mea, nu-i casa mea, de, cum nu-i casa mea dacă eu am muncit? Eu am plătit tot casa și am documente, am acte, am și să acte, am și salvarea și am trecut 5 psihiatri și eu sunt la locul meu. Și amuia m-am gândit eu ce să fac, dacă nu i-a dat afară, de-a mâine iar mă atacă, mă bate, mă alungă și mă duc iar pe la oameni. Și am început iar din nou și m-am dus iar la, la procurator, la procurator, dar s-a mai schimbat. Numai Vițu ne-a ajutat și, și a doilea oară, dar fiindcă de-a mamui popa, el are legătură cu poliția și cu poliția cu procuratura și eu învățat să scrie la apel că eu sunt nenormală, că mă bat cu capul de aestriat și a mea casetioană nici cu un ochi nu s-a uitat acolo. Și scrie abzavă nepădrăjit, adică mai departe, dar eu când am vrut să scriu, dar o persoană îmi spune că zice, mă, dar n-ai scșnici, tot de una să dăi bani și eu am lăsat așa la a, și la luat și am scris iar din nou, măcar că eu făcut așa, nici așa mare scârbă, iar din nou și am scris plângerea la 16 aprilie, și că până în ziua de azi, că îi deam 16 și 3 luni, când nu-mi de răspuns. O acoperit tot. M-a chemat când o dat de la generală procuratură, o dat la Rășcani și popa acolo, el e, s-a făcut cunoscut cu dânsii, că pe mine nici nu m-a chemat, când s-a reușit asta de el, dar m-a chemat la poliție, следователь. Și îmi zice, mă, ta trebuie să scrii de asta, обяснительное. Dar cum să scriu обяснительное, dar asta și жалоба, nu-i tot обяснительное. Și acum până ziua de azi nu prinesc rezultat și îmblă pe, pe lume și aici, să vă spun de-am a doilea punct, aici, Constantin Panaiti e legat când am chemat, am fost la comisar și am, l-am chemat, am, să-l cheme să vorbească cu dânsul, atunci încă și mai strâns s-a făcut cunoscut cu dânsul. Și scrie Panaiti Constantin, zice, totdeauna nenormală, eu am să aflu și ne ți ajută ție. Și el la mâia, când fica o scris, că atât eu am fost pe Florilor 12-3 și acolo de unde s-a luat fica, prezidatul de cooperativă și, și buhalt așa. Și că atât am înjurat-o fica și eu făcut proces verbal, care i-a pus 1000 de lei ștraf. Eu zic, n-am fost acolo și cum așa? Eu am acte, salvarea am chemat și pe mine nu mă ajută. Să le dorează și scrie invers. Nu scrie că trebuie după zacon să, să șibă și fica și aici, pușcăriașul ăsta, să-i ștrăfăiască, mă rog. La pe mine mă ștrăfăiește. Și amu, când unul zimut... Dar cum te mă domnești ștrăfăiești, știi? Te mă domnești, cum ștrăfăiești? Штраф. Аменда. Аменда, о, аменда. Это я уже в моем... Скуза, аменда. А мы, я принят пизата де шепти 04, кто фаста мини домну дела телевидени, шо фотография таколо, ши ватяму на полиции. Йо ниш нанду сам гувын, ниш домни, но спус, ниш Максим, ниш Джонни, но спус никак. Și eu fotografiat, asta-i treaba mea, pe casa mea. Că doar eu să vadă oamenii, că eu trăiesc în așa situație strașnică, de greu. Și m-a chemat la poliție, dar eu nu m-am dus. Nu m-am dus, că strigă la mine și mă face nenormal. Am aștept rezultatul și... atât. Poate dacă mi-a dus aminte, dar nu mai uitam că m-a văzut.